Virgil de Moianu este specialist în literatură engleză și teoria literaturii, dar operele sale au domenii, teme și problematici dintre cele mai variate. Literatură română, literatură engleză, literatură americană, romantism european, raportul literaturii cu celelalte arte și științe. Reputatul om de cultură a fost prezentat studenților craioveni de către cadrele didactice de la Facultatea de Litere. Despre tensiunea între bogații lumii și pledanții pentru tiermondism, despre statutul intelectual în Statele Unite, în Europa în general sau în România în special, despre cum arată viața de zi cu zi la firul ierbii, atunci cine ar fi curios, cam în orice privință, l-ar putea întreba cu mare folos pe Virgil de Moianu. Relațiile lui însă cu Craiova sunt mai vechi. Scrisul românesc i-a publicat 2 ani de zile la rând într-o rubrică specială a lui, Note de lectură, o serie întreagă de articole pe care le-a reunit apoi sub acest generic și iată avem un prim volum de lectură a lui Virgil de Moianu foarte important. Ca o esență a celor 2 noi volume lansate de Virgil Nemoianu, autorul susține că acest concept al triadei adevăr, bine, frumos a fost știrbit în ultimele decenii. În Statele Unite, de exemplu, în catedrele de filozofie, accentul este pe aproape exclusiv pe epistemologie și pe etică, iar nu pe estetică. Cred în continuare că reducția triadei platonice la o dubletă nu este un lucru bun, nu este un lucru folositor în existența neamului omenesc în general și că este o scădere, o diminuare a vieții noastre, a existenței noastre. În urmă cu mai bine de 40 de ani, Virgil Nemoianu a emigrat în Statele Unite ale Americii, unde a devenit profesor al Universității Catolice din Washington. Anul trecut, Virgil Nemoianu a primit titlul de membru onorific al Academiei Române.